Doamne ferește! Rose Battle s-a întors în România! Bună seara și bine ați venit la un nou sezon de Rose Battle, oameni vii din sală, oameni care se uită pe internet, vă mulțumim foarte mult că ați venit. Este sezonul numărul 6 de Rose Battle! Entuziasm! Ok, pot să înțeleg, nu? Pot să înțeleg? Primul Rose Battle a apărut acum 4 ani, în 2019 aici la The Full. Iată-ne, după 4 ani, încă râdem la glume cât de bătrân e Frânculescu și cât de bolnav e Frânculescu. Comedie românească încotro. Deși au trecut 4 ani de la primul Rose Battle, ar trebui să știm care sunt regulile, trebuie să le spun încă o dată, pentru că sunt oameni care acum descoperă internetul. Și dacă acum e prima oară când vezi acest clip de Rose Battle, ho-ho, cât ai de recuperat. Atâta zic, Petrica Iștoc, sezonul 1. Crina Surcică, sezon 5. Elena Voineac, orice sezon. Orice. Deci, sunt oameni care văd pentru prima oară emisiunea asta. Trebuie să spunem regulile acestei competiții. Vom avea 32 de oameni în toată competiția. Doi câte doi vor veni aici alături de mine și vor spune glume răutăcioase unul despre celălalt. Cu ce scop? Nu știm nici noi, de asta am pus la bătaie 1000 de euro ca să pară că are logică ce se întâmplă aici. Ce e nou în acest sezon, o să mă întrebați? Ni s-a furat din decor. Asta, s-a dus bugetul în pulă, cam asta s-a întâmplat și este sezonul, o să numesc eu, sezonul empatiei. Ce se întâmplă? Vreau să conștientizăm și mai mult că sunt oameni care fac chestia asta pentru prima dată. Oameni care poate n-au mai urcat niciodată pe vreo scenă sau oameni care fac roast pentru prima oară. M-ar ajuta foarte mult să fiți îngăduitori cu ei. Fără comentarii cu cât de nașpa a fost ăla, nu arătați voi cu degetul, de asta ne ocupăm noi. De asta o să facem la final un sondaj în care puteți să votați ultimul slăban. De asta facem noi la final unde puteți vota ultimul slăban. Exact aceeași reacție. Asta voiam să văd dacă vă bucurați sau nu. Dar înainte, ca să vedem care e faza, cine se va duela aici, i-am pe băieții ăștia. Atunci, dacă observați, dar am păstrat formula magică de anul trecut, Frânculescu și Nicolae. Dar înainte să ajung la ei, îl am pe invitatul meu special în juriu, prietenul și colegul meu, vloggerul vostru preferat de Botoșei, Bogdan Drecea, vă rog să-l aplaudați pe Drecea. Mulțumesc, da. Mulțumesc. O plăcere să fiu în fața lui. Așa mă, Bogdan. Drecea a povestit într-un podcast că a primit ofertă să se bată în Eric Sef. Nu știu dacă se vede, el acum e în pregătire pentru meci, de asta s-a și îngrășat ca să intre mai mulți sponsori pe spate. Bun, al doilea jurat al serii, vreau să-l primiți cu aplauze pe Adrian Nicolae! Bravo, tat! Băia bun! Adrian Nicolae s-a lăsat de alcool de 8 luni de zile. Ce? Da, e incredibil! Bravo! Bravo. Dacă lui. Stăm să calculăm, 8 luni de zile fix când s-a lăsat filmul Taximetriști. Dovadă clară că și el știe că nu mai vrea să facă un astfel de căcat niciodată. Și cel de-al treilea om, bineînțeles, nelipsit de la niciun bullying online, Dan Frânculescu! Regele! 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 Dan Frânculescu, sau la cine mă gândesc de fiecare dată când citesc o știre că nu mai sunt paturi la ATI? Tu citești, bro? Pentru Frânculescu, friendzone e și ordin de restricție. Cam atât din partea mea, oameni buni. Vă mulțumesc din suflet. Bravo, mulțumesc, mată! Bun. Pentru că este sezon nou, vreau să văd ce s-a întâmplat în anul ăsta în care am lipsit. Băieți, ce ați mai făcut că nu ne-am mai văzut de un an? Dan Frânculescu, ce faci? Cum te simți? Ai așteptat la sezonul ăsta? Da, l-am ajutat pe ăsta să lase de băut. Prin contraexemplu. nu i-am mai dat bani pe lună, dar arată mai bine. Toți arătăm mai bine, tu arăți extraordinar. Îți mulțumesc frumos. Este bine în portocaliu. Mulțumesc. Dă gluma, dă tempura mea. Dacă am Știu că ai glumă. Am mari așteptări, ca la fiecare sezon de altfel. Adică mă aștept să fie cam aceleași glume, dar spuse de alții, cumva. Okay. O așteptare realistă. O să fie realistă. Bine, sponsorul a dat bani, adică nu... Perfect, bine. Domnul Drecea? Da, vă rog. A, nimic, ok. Adi. Sigur că da. N-am fost atent la întrebare. Eu nu pot să... N-am timp de ăștia. A crezut că ai altă întrebare, nu, dar... Nu, 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 eu prost că m-am gândit. Sunt încântat să mă aflu alături de acești domni. Acest juriu de azi e probabil cel mai frumos set de țâțe din municipiul București. Toate 7. Dar e, cred că e și scara măgarului la țâțe, cumva. Scara măgăriței.
Nu știu dacă a fost un criteriu, dar sunt absolut încântat că fac parte din juriul ăsta. Și ce ne-a observat Adiță? Că e singurul care are burete pe măsura buzelor. E mai mare al meu? Da. L-am pus special pentru tine, nimeni n-a observat. Sunteți foarte drăguți. Cu drag. Poate ar fi mers la Frânculescu că el scuipă când vorbește. Dar scuipă dreapta. Eu, pentru că această perioadă a calificărilor recunosc, acum că suntem între noi e destul de anostă, m-am hotărât ca în acest sezon să-mi dau o provocare la fiecare episod. Și provocarea mea de astăzi... Vrei să prezinți tu? Nu, mersi, tăticule. Apropo, mi-a plăcut foarte mult cum ai zis la început că n-ai păstrat, de parcă ai avea un cuvânt de zis. Dar... Dar provocarea mea de la acest episod o să fie să spun numai lucruri frumoase și pozitive. Zi, mă. Pe cuvântul meu de onor. Un căcat de episod, să mă... Asta face mereu, nu e o provocare. Și sezonul trecut ai fost la fel de îngăduit. Nu, am fost constructiv, dar muist. Ok, deci astăzi doar lucruri pozitive. Tot episodul sau tot sezonul? Tot episod, tot sezonul. Nimeni nu e atât de puternic. Ok, îi dăm cu primul battle să vedem. Stai dacă... Stai că am uitat, aveam un anunț foarte important în numele juriului, nu din seara asta, juriului stagiar. Adică Nicolae, ești cu mine... Asta crede Mădălin că înseamnă permanent. Dacă vă uitați înainte, ediția asta o să avem un premiu special al juriului. Nu știm exact cui, locul 2, locul 3, Slăban, va exista un premiu special al juriului. Și ce conține acest premiu? Nu știm încă. Și criteriile sunt secrete. Ai răbdare, stay tuned. Mulțumesc frumos. Sunteți pregătiți pentru primul duel din această seară? Da! Oameni buni, primul duel din seara asta, aplauze pentru Vlad Oprea și Mirel Popinciu! Round 1, fight! Bună seara! Hai mâncați-și pulăt! Mirel Popinciuc, acest undertaker indian subnutrit. Mirel e supărat pe autorități că nu-l mai lasă să-și parcheze calul pe Victoriei. Vlad Oprea s-a uiat cu liftul că noi 7 mergem pe scări. Ce muist! Dar ce candid e, așa mă, când te dă extraordinar, mă. Eu mai aveam să mă rămân. Ai întors 4 scaune, Mirele. Și tu ai avut 4 scaune astăzi. Eu am venit să-mi iau chiria. Aș fi vrut să zic nu aici. Da. Mirel Popiciuc e la fel ca dieta mea, proastă. Mirel arată ca primul proiect transgender al lui Ciomu. Vlad e mai mult mobilă decât mobil. La ce masă are, nu vreți să știți cum îi arată scaunele. Ce mărți. Mirel, sau nurca pe care o poartă botezatul. Spre deosebire de nurcă, lui Mirel îi place când îl trage de coaie ca să-l aranjeze. Vlad Oprea e singurul pieton care când stă la semafor, vin boschetari la el să-i spele parbrizul. Dacă îi pui lui Popinciuc pălăria aia vorbitoare din Harry Potter, îl trimite la muncă, că n-are în ce cor să-l repartizeze. Am și eu glumă cu Harry Potter. Apropo, ai și eu glumă cu Harry Potter, prețioare. Parcă m-a oprit la semafor să-mi dea o glumă cu Harry Potter. Am și eu o glumă cu Harry Potter. Mai am și eu o glumă Harry Potter și mă duc și eu acasă. Vlad, pare că a venit în seara asta aici să ne zică că e nouul nostru profesor în domesticirea creaturilor magice. Da. Dacă ai fi magician, ai ști o singură vrajă, ce ar fi Abracatanga? Mirel, sau dăm și mie o țigară, că mai am doar două? Ha 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 ha
nu are voie în majoritatea barurilor. Nu doar că e un bețiv infect, dar are mereu după el un măgar și un motan. Era Shrek. Da, da, da. No! A, era, bă, da. Oh, shit. Mirel joacă FIFA doar cu Steaua ca să-și dea autogol cu Real Madrid. Vlad Oprea sau când salteaua ta cu memorie reprima amintiri? Ce jeguț! Arăți de parcă trupa ta preferată e 3 sudez. Mirel a făcut handbal de performanță. Nu a avut multe fracturi la viața lui, cu toate că stă mult în cârje. 6 puncte. Fus. Era de tine. Ah. Lol. Când a plecat de acasă, părinții l-au lăsat cu un sfat: ai grijă să nu paralizezi, că nu prea se găsesc canapele cu rotile. Bravo! Ha! A început greu de sezon, n-o să vă mint. Mai ales pe dreapta. Tragi un pic dreapta dacă te uiți. Mă uitam la ei și dacă ar fi exista o persoană cu corpul lui Vlad și Cardela lui Popinciuc, nu era aici, făcea live pe TikTok persoana aia asta. Asta mi se pare. Hai să vedem primul duel din acest sezon. Cum e? Cum vi se pare? La început drept se dă feedback. Nu știu, frate, înclin. Eu mă uit. Ah, da. Și dacă nu vă deranjează, domnul Nicolae, îmi calculați și mie astea, că am pus sutimile cu zecimalele, cu morții mei acolo. Așa. Bun, începem cu Drecea. Cum ți s-a părut Drecea? Foarte bun. Foarte bun și vreau să-l felicit pe Vlad că ai picat cu jegosul ăsta și ai ținut piept super bine, adică haideți să mai aplaudăm că a fost bine de tot. Chiar bravo! Mersi mult! Mersi frumos! Foarte bun! Mai trebuie să zic ceva? Nu, e suficient. Dacă atâta poți, e ok. Atâta duc. Adi, am râs. Mi se pare că sunteți minunați. Și tu mi-aduci aminte de cineva, dar nu pot să pun degetul pe persoana de care mi-aduci aminte. Pentru că ar fi rasist. Îmi aduci aminte de cineva foarte drag. Oh, eu aș filma un film cu tine, cu aia. Dacă... Da, Mirel, un muist ca de obicei, Vlad, o surpriză mega plăcută. Și îmi este atât de greu să mă decid, încât vă spun sincer de acum că scorul e egal la mine. Da, spună cine... confirm. Confirm. Deci lăsați-mă un pic. Bun, până atunci, nu avem timp. Domnul Frâncu. Bă, a început greu. Mi se pare că a început extraordinar, a început în forță. Vlad, super surpriză plăcută. Pe cretinul ăsta îl știm că e foarte bun. Încă încearcă să câștige, să câștige o ediție. Și da, put un pic ca egal, ce să zic, foarte bun. De aici poate să ia numai în jos oricum show-ul ăsta. Zici tu, vezi că mai avem concurenți ok. Da, bă, dar nu ca ăștia. Bă, bun. Buni. Perfect. Bun, a fost feedback. O să ne face statuie. Puteți să lăsați microfoanele, începem votarea prin domnul Dan Frânculescu. Hai de mine. Băi, e greu, pentru că în sistemul meu haotic de a judeca, merg pe glume care mi-au plăcut foarte, foarte mult. Și amândoi ați avut niște bangers. De la tine mi-a plăcut enorm aia cu Harry Potter. Da. Tu și a ta era bună cu Harry Potter, dar cumva ți-ai vândut-o zicând că urmează o glumă cu Harry Potter, dar el câștigă. Premiul Harry Potter merge la el. Da. Da. Și mi-a plăcut, Mirel, mi-a plăcut că ai mers un pic în bază de data asta și mi-a plăcut extraordinar de tare că ai învățat cuvântul a reprima. Bă, șmecher. Dar nu, întreabă-l ce înseamnă. Zici să zic acum. Bă, dacă l-am învățat. Prietena mea e reprimată, e trist așa. Am așa represie de aia. Dar gluma preferată a mea a fost aia cu masă și scaune. Și premiul meu insignifiant, așa cum el, merge la Mirel Popinciuc momentan. Un vot, Mirel. Premiu, da, mă rog. Un vot cât un premiu. Bogdan Drăcea. Aia, căcat. A, voiai să decizi? Ok. Da. Nu, glumesc. Deci eu am calculat aici după sistemul lui Nicolae și el mi-a făcut calcule. Sper că atâta înseamnă că mi-a scris el final aici. Vrei să te mai uiți o dată? Nu, matematica nu-i propriu zis un sistem inventat de mine. Cum? Deci mi-a calculat și la o diferență de 25 de sutimi, tot cu Mirel o să merg.
Două voturi Mirel Popinciuc, Adi, ai misiune ușoară. Vlad Oprea, neapărat să mai vii. Da. Pentru că ești minunat. Musai. Știi că asta înseamnă 3-0? Nu, înseamnă 2-1. Ah, ok. Cum ar veni? Doar pentru că e provocarea ta să fii un om bun. Nu, nu. Ai nu, fi nu, dat nu. 3-0 lejer. Nu, nu, nu. 2-1? Rămâne nu. 2-1? Clar 2-1. Mirel, ne vedem etapa următoare. Vlad, te mai așteaptă Nicolae pe la el. Îți mulțumim foarte mult. Auzi, și acum să-l facă pe Mirel așa. Da, da, da. Auzi, dar poate data viitoare vine îmbrăcat în bordea, Vlad Oprea, să încerce și pe aia. Să fie un shapeshifter. Eu zic că a fost un început foarte bun de sezon. Extraordinar. Bravo. E frică de ce urmează. Mai... Hai să vedem empatia ta din duelul cu numărul 2, care va fi între David Schmidt și Vlad Bilt. Oh, round 2. Fight! Să ne zică cineva că trebuie microfon. Bă, vreau doar să zic că atâta colegii mei de duelul ăsta are nume de sindrom. Sindromul Bilt Schmidt. Zici că au ieșit băieții de la IT la țigară, nu. La bătaie. Dar uite că stau în lateral. Nu. Sau e finala pentru premiul Nobel. Bă, dar nu-mi place de tine. Bilt, spre... Dar e finalistul și statuia. Semi-profil. Bine. Vlad Bilt, oameni buni, acest negru sub unghia comediei române, de care nicicum nu poți să scapi, când încerci să-l îndepărtezi, rămâne sub unghia cu care ai încercat să-l îndepărtezi. Stați că mi s-a blocat iPhone-ul, să scot fesadiuri de pe... Acolo am luat. David este un bărbat care chiar știe să se comporte cu o femeie. De fiecare dată când se duce la curve, David le întreabă dacă vor ceva de la magazin. Așa se justifică el o pâine și 20 de cutii de prezervative. Ia uite cel de curva aia. E sezon empatic. Hai să fim ok cu asta. Coi, ce-a zis ăsta? Eu nu știam că e trapper. Quardo. Lil Bilt. Pau, pau, pau. Vlad Bilt este atât de prăjit încât a început să vandalizeze orașul când cineva l-a scos la un city break. David este programator și are o viață foarte socială. În afară de curve, singura femeie care mai vorbește cu David este navigația de la Waze. Mă rog, și doamna aia, mă rog. Tu nu faci curvă pe mama, bă! La 300 de lei ora când ciocă vorbește cu el. Ok. Oh! S-a pișat! Lui Vlad Bilt îi place atât de mult să fie futut în cur. Oh! Rafinat, maestre! Că la pușcărie se aplica chiar și după săpunul lichid. Da. Hai că a luat-o, a suflat în jigler. Ca orice cetățean din Cluj, David vorbește limba maghiară. La școală, bătăușul clasei lua mereu ardealul. Vlad Bilt e atât de țăran, când era mic și făcea baie în lighean, în apă se juca cu rațe vii. Cinstit, frumos, bravo. Da. Cred că e comic sau frumos, ce-a zis? Frumos. Bucolic. David a jucat în filme porno pentru Homalăi. Homalăi. Să traducem pentru comunitatea woke, te rog frumos. Woke era un vas unde găteau chinezii legume. David a jucat în filme porno pentru Homalăi. Numele de scenă al lui David Schmidt era David Creme Schmidt. Să te văd cum joci empatia tura asta, băgăm. Abia aștept. Ce, e plin de nervi. Lasă asta să fie crucea mea. Dar tu ai uitat să anunți că avem rundă de Special Olympics în seara asta. Eu cred că Vlad Bilt este sapiosexual pentru că îi place să fută oamenii la cap. Când nu vorbește limba maghiară, lui David îi place să strice software-ul companiilor unde lucrează.
Ultima oară a fost dat afară pentru că a transformat ChatGPT în video ChatGPT. Vlad când a violat prima femeie în viața lui. Here we go. Story time. How I met your mother. Da. Încep din nou. Era un colț întunecat în Bergin. Nu. Vlad când a violat prima femeie în viața lui, a decis că locul potrivit va fi la RMN, că acolo oricum trebuie să stea nemișcată. Domnule Schmidt, cum vă permiteți? Bă, îmi vine să zic Schmidt, e perfect. David a vrut să se facă doctor, dar era prea bolnav pentru asta. El își trăiește toată viața pe internet, combină tipe pe LinkedIn, le trimite la muncă pe e-jobs și le fute pe Airbnb. Cineva a zis cute? Mai e mult, mă? Că spuneai că sunt 7 glume de căciulă, Nicolae? Da, mai e una de căciulă sau ce drag. Nu mai știu. La un moment dat mi-am astupat urechile. Hehehehe. Alo. Cu iubire. Așa. Guys. Zi puiule. Vlad Bilț pare genul de bărbat care în timpul sexului folosește des scuza și ce dacă o am mică? Miroase la fel ca una mare. Facts. Așa e. Cute. Dar nu la fel de tare. Barz. Nu la fel de mult. David s-a împăcat cu navigația de la Waze după ce a înșelat-o cu alte două femei, Siri și Alexa. Bun, oameni buni, am fost și battle-ul cu numărul 2 aici. Nu am trecut prin asta împreună. 0. Ce o să se întâmple acum, vreau să vă anunț că e pentru prima oară doar pentru David Schmidt, pentru că Bill se pare genul care a mai stat în fața trei bărbați care judecau faptele. Asta. Deci vom începe datul cu părerea despre acest duel cu Adi Nicolae. Băi, băieți! Wow! Wow! Wow e cuvântul. Băi, mi s-a părut o bătălie... Cum să zic? Încrâncenată. Bun. Și apropiată valoric. De? Apropiată valoric de pula mea. Este primul zero pe care l-am dat în seara asta. Și apreciez cu drag premierele. Am dat zero glumei care a sunat așa. Vlad Bilț a violat o femeie RMN pentru că în RMN femeia nu se putea mișca. Da, mă, că strică RMN-ul, ce nu înțeleg? Pentru că RMN pe loc. Fin! Doi. RMN pe loc. Dan Frânculescu miroase exact ca un comediant mare. Acum, nu mi-e greu să calculez, mi-e greu să vă mai văd, pentru că îmi sunteți atât de dragi că aș veni acolo, dar nu pot că sunt cu microfon pe mine. Sunteți e un pic remenea din Nicolae. Sunteți grozavi. Nu mă gândeam azi dimineață că o să văd această bătălie. Dar Dumnezeu care le așează pe toate și pe toate le vede, mi-a zis Adrian... Ia asta și mulțumește-mi pentru mare gloria mea. Mulțumesc. Țineți votul, ne întoarcem la tine, abia aștept să-l văd. Drece, acum ți s-a părut? Wow. Știi ceva? Poți să fii sincer. Putem să fim de acord că ăsta este roz. Am vrut să țin... Bă, da, a fost răuț. Dacă stai să te uiți din toate părțile. Am apreciat foarte mult la tine, David, gluma aia cu rațele vii. Aia cu să te apleci după săpunul lichid, e gata cu aia, din 2008, e gata. Și el care a zis, da, mulțumesc, s-a plecat, da, mulțumesc. Da, aia a făcut diferența, asta cu RMN-ul foarte bine pe logică, că așa e, nu poți să te miști în RMN.
În rest, ce să zic, Bilț, aia cu Ardealul e rea și restul au fost și mai rele. Drăcea, dacă ar fi să inviți mâine dimineață la radio pe unul dintre ei, pe cine ai alege? Pe tine te-aș chema. Îți mulțumesc, asta voiam să aud. Domnul Dan, cum ți s-a părut duelul ăsta și de ce regreți? Bă, mi s-a părut un pic mai bine decât momentul în care i-am văzut pe amândoi pe scenă. Așteptări mult mai jos. Le-a luat 5 secunde să-ți dea seama că au nevoie de microfon. Nu știu dacă ați văzut, erau amândoi. Cel mai amuzant lucru mi se pare cum vă cheamă în momentul ăsta, din tot numărul vostru. Bilța, că am făcut glume scrise de Siri, iar tu, domnule Schmidt. Cu Windows-ul, dacă puteți. Da, mi se pare că ai avut glume, unele foarte rele, unele nu tocmai rele, dar la delivery nu o să te judec prea tare, că bănesc că ai mai făcut chestia asta? Da, fac stand-up de un an, adică la open mic-uri. E super tare că ai zis da, nu în microfon, am mai făcut asta? Da! Da, roast battle n-ai mai făcut, e prima oară. E primul roast battle. Cum era, zis că foarte fac bine. 10 ani în Anglia. Seama, dacă Bilța mi-a venit de atâtea ori și ai văzut cum o dă, cred că e un vot de încurajare, așa că hai să vedem. Puteți să lăsați microfoanele și să începem jurizarea. Pe cine alegi tu să mergi mai departe, domnul Dan? E foarte greu de judecat acum. Nu le iei acasă, adică nu le iau acasă, nu mai vezi deși, odată. Deși nu e greu de luat acasă. Dar vreau să-l votez pe câștigătorul acestui duel doar dacă îmi promite că o să meargă la solar pentru următoarea rundă. Băi, ești nebun, merge. Asta depinde și de colegii mei. Mie, și, dacă mi-e îmbrăcat, pare că Bilț merge la solar. Nici în solar nu poți să te miști. Da, dar ai vrea să violeze acolo, altcumva. Doctor. Te prinde poliția că ești ars pe spate. Da, și este vorba despre De Schmidt. Schmidt, un vot. Schmidt, unu. Puteți să dați, dacă simțiți oricând. Adi. O să merg și eu pe David Schmidt, deci pentru mine este 1 la David și 0 ca un soare minunat pentru Vlad Bilț. 2-0 pentru David Schmidt. Drăcea. Eu am fost mai calculat cu 0,75 pentru aia curațele Vito la domnul David Schmidt, merge și al treilea vot. La limită, foarte, foarte la limită, fost, dar 3-0 David, ne vedem etapa următoare. Da. Vlad, îți mulțumim foarte mult. Și ai fost la The Full, să știi. Schmidt. Seară frumoasă, îți dorim. Schmidt. Da. Foarte greu să scandeze tot publicul ăsta. Schmidt. Hei, salut! Bravo. Sunteți la Rose Battle și avem un premiu pentru voi. Un ceas Fitbit. Ce funcție are? Zim nou. Locotenent. E în engleză. Poți să-l pui la mână și... Fit, fugi și slăbești și îți măsoară. E de la Vlad Casino. Dacă doriți să avem, puteți să faceți o glumă de rău despre oricare dintre jurații noștri. Oh, uite scaunul. Și ei, exact ca sezonul trecut, vor alege cine câștigă acest ceas. Uite că a urcat. Ia. Bună, salutare, să-ți lași microfonul mai jos, te rog. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Despre ce jurat ai glumă? Că sunt foarte curios. Despre Dan Frânculescu. Nice. Dar n-am o glumă. Okay. Scuze, vreau doar să-i mulțumesc pentru sprijinul acordat comunității LGBT, el fiind principal motiv pentru care se fute femeie cu femeie. Frumos! Bravo! Așa da, e! Dar nu cu tine, Alexandra! Am crezut că ce n-am glumă, e o plângere! Da. E o plângere, am venit aici. Mai mult o observație. Ia. Yeah. Bună seara! Bună seara! I see you, Peter. Mădălin Cârje! Hei! Un copil atât de sărac din Beiuș. Coie, n-ai voie să dai în mine! Las-o să termine! Yeah. A crescut cu găuri în șosete, dar și în inimă. Respect. Mădălin Cârje a ajuns atât de disperat după atenție. Da. Ia zi. Încât vede infarctul lui Frâncu mai mult ca pe o oportunitate. Da. Da, îl dăm la prima fată. Mai zi tu. Ai grijă că ești pe calea victoriei. Poți să-ți iei o palmă. Da, era bine dacă era Cosmin, că așa pare că îl bârfești. Eram cu prietenul meu Frâncu, un bețiv tare cunoscut. Victor. Da. Mai ai? Frâncu. Aha, despre toți. Frâncu. A venit femeia. Pare scris. Genul de om care dă review nașpa la tămâie că e puțin râncedă. Tămâie ai spus? Tămâie. Nici o glumă cu tămâie? Nu, nimic? A scris-o, s-a abținut. Fata cu tămâie, da. Adrian Nicolae. Ia?
A atras rapid atenția publicului pentru răspunsurile sale detaliate, articulate în multe domenii de cunoaștere. Acest ChatGPT, luat din Berceni, este cel mai bun prieten de-ai lui Micuțu. Oh. Vreau doar să-ți atrag atenția. Ești foarte deșteaptă. Pentru că se recunoaștem cu toții, apelăm din când în când la inteligența artificială. Și pentru că Micuțu este un om extravagant și plin de bani, și-a luat varianta premium, cu buze mari și, de ce nu, trei țâțe. Frumos! Da. Frumos! Doar mie vine să-mi dau tocajul și să mă bucur că am trenat a 12-a după momentul ăsta. A avut ocazia... Asta să-mi scrieți pe mormânt. A avut ocazia să zică ChatGPT și nu ți-a zis, o să apreciez. Da, da. Hai, dă-și întreba ce te rog eu frumos. Nu știam că va fi aici, nu am nimic. Bogdan Drăcea. Bogdan, de tine n-aș putea să zic nimic răutăcios. Pentru că avem foarte multe lucruri în comun. Amândoi am făcut facultatea de drept, degeaba. Amândoi am lucrat la Orange, pe degeaba. Iar acum amândoi ne-am îngreșat, dar tot avem niște sânt de invidiat. Corect. Da. M-a durut mai mult aia cu Orange-ul. Frumos. Nume, un nume? Andra. Te rog, nu da în mine, că nu... Nu, în tine nu. Nu m-am gândit la nimic, ceva random. Când mă uit la Adrian Nicolae, mă gândesc la poveștile ce îmi ziceau bunicu, arăs ca o știucă din poveștile pescărești și cred că... Ai avut niște bunici minunați. Femeia lui Frânculescu este foarte fericită, la ea vine moșul de mai multe ori pe an. Foarte bine. Și intră și pe hornul curat. Da, în altă casă. Da, bun, mulțumim foarte mult. Un nume, te rog. Victoria, îți mulțumim foarte mult. Victoria, Andra și Alexandra. Atât? Perfect, avem Alexandra, Victoria și Andra. Votăm sau vrei noi într-un votăm? Glas? Cu glas, așa, nu știu, ziceți voie, de comun acord. Păi m-am înțeles cu Frânculescu pe la spatele lui Drăcea, doar suntem nebuni să stăm după oricum el. Oricum Drăcea n-are drept, el e doar da. Așa invitat. Eu sunt cel mai, da, mie îmi convine. Plus că n-au prea fost glume despre el, voi doi ați fost loviți. Da. Și eu. Și eu sunt de acord să nu votez. Băiețelul de la final, că a fost tare simpatic. Da, da, ultimul domn. Da, mă, Victoria, din punct de vedere pentru candoare, efectiv. Gluma cu moșul vine de mai multe ori. Plan a fost cea mai bună din toate cele vehiculate, dacă vrei neapărat. Până acum la roast. Da. Rămâne? Da, da. Victoria, hai te rog să-ți înmânezi premiul. Un nume predestinat, dacă vrei. Smartwatch Fitbit. Felicitări. Îți mulțumim foarte mult. Te invit să mergi înapoi în public. Cum am putut să se abțină să nu-i fac așa la păr? Aaaa, puștile! Se pune pe mână, Victoria. Ține-o sus! Pentru cei care n-au câștigat, mai avem, sau dacă nu câștigați, băi, mai nu multe cred. Ceasuri, mult mai șmechere se gătesc pe site la Vlad Casino. Bun, ne întoarcem, oameni buni, cu al treilea duel din această seară. Vă rog, energie, ne păstrăm, ne intrăm din nou. Te-ai uitat la ceas? Nu mă ajută. Nu mă ajută asta, zi mădeline repede. Următorul duel, cel de-al treilea, este între Claudiu Voica și Codrin Mândru! Round 3, fight! Bună seara! Bună seara! Codrin Mândru umblă pe stradă cu kebabul necondimentat pentru că spray-ul cu pipere l-au femeile. Ok. Claudile, mă bucur că te-au lăsat băieții aia din Misa să vii în seara asta aici. Apreciem, știu că de obicei la ora asta se servea pișatul de seară. Așa că mulțumesc frumos! Păcere! Codrin Mândru nu mănâncă la împinge tava că nu are forță să o împingă. Nu știu imagine. Da, da, da. Ca să fie precaut, Claudiu Voica pute dinainte să bășească. Codrin Mândru arată de parcă ar putea fi săltat miercuri de gardă și joi de mașina de gunoi. Claudiu Voica, acest nene de 50 de ani prins în corpul unui băiat de 16, pare că are acasă toată colecția de DVD-uri cu Lia, soția soțului meu.
Codrin Mândru arată ca demonul pe care vrei să-l invoci când faci tu ritualul, dar din greșeală scad doi foci în pentagramă. Nebunie, guys! Claudiu Voica arată cum cred eu că visează urât copiii cu sindrom Down. Aoleu! L-a stricat pe drece. Codrin Mândru sau o combinație dintre Grinch și Ace Ventura? I see it now, da. La câtă mătreață are, păduchii din capul lui se bucură când își face un cucui, că se pot da pe derdeluș. Claudiu Voica arată cum îți arată caracterul în Eurotrack Simulator, dacă l-aș pe default. Am făcut un pic pe asta. De când are cercel, Codrin Mândru e cea mai râvnită mândruță. Aurolacii mai înstăriți aruncă o monedă în fundul lui după ce îl fut ca să-și pună o dorință. Claudiu Voica, acest Jeffrey Dahmer, dacă se năștea la Fulga, pare că anul ăsta mânca mai multe pisici decât sarmale. Deci am mâncat pisici, asta e gluma, da? Că am mâncat pisici. Și că e de la Fulga. Atenția, acum scriu, acum scriu. Fulga nu-i lapte? E și lapte, dar și e lapte. Și o comună. Da, ok. Diferența dintre Codrin și Iisus Hristos e că pe Iisus la pe Codrin l-a prins cu un cui și pe Iisus cu patru. Am făcut. Nu contează. Nu trei? Cui, bă. Super ok. Mes. Când eram mic, Claudiu juca flori, fete sau ce dracu mâncăm azi? Începuse promițător. Eram sigur că va fi duelul preferat al lui Frânculescu. Mizerie, murdărie, mi-a plăcut mult de tot. Nu a fost chiar liniște și pace, da. Ți-a plăcut? Trebuie să zic eu lasă-mă, ceva? Lasă-mă, mă, nu mai pot tine, să-ți calculez da. De fiecare dată. Deci, da, mi-a plăcut. 1. Claudiu. 1.75. Mi se pare că te-au lăsat ai tăi singur acasă cu multe 2, cuvinte 2. Și l-ai luat așa să te-ai jucat cu ele. Floci în pentagramă e o expresie care mă va urmări o bună bucată de vreme. Nu știu exact din ce motiv. Și mi-a plăcut foarte tare cum te-ai cenzurat când nu era cazul. Am auzit un fut în fund în loc de fut în cur, așa dintr-o dată. Ia-o cum vrei. Și Codrin Mândru, nici la fel de dubios, dar parcă ai s-a mai apropiat un pic ochii față de data trecută. Semn că s-a concentrat și da, mi-a plăcut duelul. Mulțumim foarte mult, Dan. Adi. Codrin Mândru îmi evocă acea pisică din Alice în Țara Minunilor. E de bine? Normal că e de bine. Voiam să mă asigur. Și Claudiu are un imaginar foarte frumos. Îmi place, pictez niște imagini foarte interesante. Și asta e, și eu, ca și colegul meu Dan, am fost sedus de imaginea cu flocii pe pentagram. Aia? Scuze, și imaginea cu derdelușul. Mi se pare că și-a pregătit fix glumele pentru prima zi de școală, așa. Da. Are un derdeluș în cap pe care cad păduchii? Problema care cu păduchii care se dau pe mătreață, așa, e că a fost, nu e un desen animat cu păduchele ăla cu food around the corner, food around the corner, care stă pe un câine. Mă întreb că-s bătrân? Da. În sensul bun, bătrân. Iartă-mă. Era să... Sage. Da. Amândoi ați venit pregătiți și admir asta. Asta și vestimentațiile voastre atât de delicios de terne. Mulțumim foarte mult, Adi, minunat. O să zic nu că... și vestimentația ta, conule de circulație. Care nu pare de bine, dar o să trec peste. E super de bine, pentru că ești în evidență. Da, mă, pare că e pe death row. Întreabă, ce vreți să mâncați înainte să vă injectăm, domnule? Super mult. Mă știu cu ei și... Da, râs cu ei, îmi place mult. Drecea. Da, clar avem un Mirel de pe Wish și un domn care trăiește din Wish, probabil. Arup coletele săptămâna asta. Mie mi se pare că scrie foarte bine Claudiu, doar că livrează ciudat așa, zici că vrea să vândă ceva și bubuie inima în același timp, fără legătură, crește să nu e așa. Și Codrin, ce să zic? Droguri?
Hai pe tine, hai pe tine. Ia fă așa la buzunar. Da, ok, decent, decent. Perfect, o să încep cinstit. O să încep cu tine, Drecea, votare. Aia, du-te, morți. Puteți să lăsați microfoanele. Voi să mai verifice, deci adică, odată calculele. Mă tot pune să-i adun, domnul Cârge, asta nu e viață. Dar zi-să mortul de n-am adunat bine aici. Dar tu... Tu da, crezi că e primul bâlce al unchiul să mă păcătă? Dai seama cum e Drecea la radio, cât e nouă și cât? Vă rog, calculați-mi. Drecea, cu cine merg mai departe? O să merg într-adevăr unde am văzut că a fost scris mai bine kit, că a fost delivery-ul mai pișat. 25 de sutim peste, merg cu Claudiu Voica. Perfect, un vot pentru Claudiu Voica. Bravo, frumos. Dan. Mi-a plăcut foarte mult gluma cu împinge tava. Chiar a fost o imagine, între multiple imagini pe care le-ai pictat, mișto. Nu numai pentru că ai zis caracter în loc de personaj, Codrin Mândru, o să merg cu Claudiu Voica data asta. Claudiu Voica 2-0. Nimic suspans, Adi. Așa, aia, aia, cu, și aia cu down-ul. Și pot să mai zic o dată, floci pe pentagramă. Frumos, da. Frumos, cinstit. Păi eu sunt iar în condiția de a... Ceea ce nu mă deranjează. Suntem aici să ne simțim bine. Și eu merg cu Claudiu Voica cu o condiție. Glumele cu... E atât de gay că e futut în cul. Da, se zice humalău. Sunt sub tine, după părerea mea. Eu nu m-aș mai duce acolo, pentru că e clar că e un talent special de a face lucruri interesante și asta e ceva destul de banal. Atâta. 3-0! 3-0, vă mulțumesc foarte mult! Puteți să părăsiți, ne vedem mai departe. Claudiu, ne vedem la etapa următoare. Salutare! Cine-i domnule băiatul ăsta? Frumos! Am ajuns la ultimul battle din seara asta. Sunteți pregătiți? Da! Aplauze și gălăgie pentru Daniel Frunză și Raul Vodă! Round 4. Fight! Bună seara! Bună seara! Raul Vodă, sau cum îi zice maică-sa, se strânge dracului părul din cadă. Raul e zgârcit, el cumpără salam doar când maică-sa ține post. Daniel Frunză, un nume plâng pentru fața asta de satâr. E așa țăran că înainte să se cace, bagă degetul în cur să vadă dacă îi trebuie și o moiugă de paie sau nu. Am un frâncu, nu-ți place? E alea ta mizeră, Dane. E gangul ăla. Dar n-are nebunia aia din spatele mizeriei. Parcă a zis o cârjă așa cumva. Mm-hmm. Raul Vodă este bonusul care vine la pachet atunci când îți cumperi un cal. Bonusul. Când vrea să socializeze, Daniel bântuie pe la gardurile grădinițelor ca să mai cunoască și alți pedofili. Raul deseori primește focușoare la story. Ce primește, viața mea? Pentru că toți îi fac aluzii la incinerare. Pocușoare? Da, mă, și după aia le dă lăicuțuri. Pula mea, e mișto. Îi dă poculeț acolo. Îi dă niște inimioare mici. Pocușoare. În stand-up, Daniel e ca herpesul. Apare din când în când și te bucur dacă nu l-ai prins. Raul seamănă cu preotul care urmărește la biserică dacă ai venit cu lumnerele de acasă. Raul când juca GTA călca prostituatele doar pentru a primi pomană. Ca noi toți, iartă-mă, dar asta... Daniel Frunză, născut în zodia Vai Morții Lui, cu ascendent în Dumnezeu cu mila. Dacă dai de el noaptea în club, îi poți citi violul în ochi și ții ca în sticla de dornă. Puteți observa că pe Raul nu-l prea tunde nimeni, pentru că nimeni nu vrea să se apropie de el. În schimb, el seamănă la o fire artistică, el ar putea lucra la circ, de exemplu, ar spăla elefanții la cur. Ești așa urât că la botez părinții tăi am împrumutat copilul vecinilor. A venit! Mulți oameni când se sărută închid ochii, de aia Raul niciodată nu a văzut fața profului de sport. Daniel Frunză, sau cum ar arăta copilul dintre Garcia și Leana? E așa prost că și-a bătut televizorul când a luat purici.
Raul este un nume de origine spaniolă, la fel ca și rușinea părinților când l-au văzut prima oară. Mi-am dat seama că Raul iubește vinul pentru că am fost mai devreme la baie și era cu pula într-un pahar de vin. Clasic. Când vrea să fută ca acasă, Daniel pune curvele să behăie. A fost seara curvelor sau mi se pare mie? A, că am fost. Nu știu, să zică. Da, a fost un registru naiv, așa, cumva. Mie mi se pare că ăsta e răspunsul de ce nu fac cargo piesă cu The Motans. Da. Nu se potrivesc de niciun fel. Nu se pupă. Zi, domnul Trecea. Eu sunt curios. Îți calculez eu de aici. Când cumperi, Daniel, când cumperi un cal, care e bonusul? Pânușorul. Pânușor. Ce este bonus? Ai cumpărat vreodată un cal? Nu. Care mă, cu aia, dacă e așa Leana și Garcia, nu sunt aceeași persoană? Ba da, pe aia am notat-o. Da, nu? Nu-i plac numele ilogice lui Dragea. Și nici caie nu-i plac foarte tare. Chiar credeam că știe și un bonus. A, el e bonusul. Iată gluma. Dragea, zi-mi cum ți s-a părut duelul ăsta. Wow. Ție ți-e rău? Nu, frate, dar eram curios. Oare ce-ți dă bonus când cumperi un cal? Da, mă, dar orice cal... Nu, doar cai haiducești. El pleacă mereu ca o vânzare de cal cineva undeva. Da, a fost foarte frumos. Nu cred că te-a încurcat accentul. Focușoare, frumos. Și la Raul văd aia cu Garcia și Leana, pot să o văd. Da, cu aia. E la un batic distanță de a fi acolo. Bun, îți mulțumim foarte mult. Eu vă mulțumesc. Adi. Mie mereu îmi face plăcere că la Rose Battle ai ocazia să cunoști alte culturi și alte timpuri. Aș zice că, dacă ar fi să descriu ce s-a întâmplat, problema la Raul Vodă este că am auzit glume pe care le-am mai auzit la un moment dat în viață, da. Iar la Daniel... am mai auzit glume pe care nu le-am mai auzit pentru un motiv. Și asta mi se pare super mișto. Țineți-o tot așa. Cred că zicea de dicție. Asta da. Nu. Ziceam de calitatea. Nu, n-am nicio problemă cu dicția. Am înțeles absolut tot. Da? Da. Ok. Frâncu? Bă, Raul Vodă, cum să nu faci, mă, nicio glumă că e moldovean? Era, efectiv, era atât de acolo. Da, da, mă, dar am vorbit pe mesaje, nu prea ne-am auzit la telefon. De unde se știe? Știu unde mergeam în locul ăla cu șomoiogul de paie în cur, de exemplu. No, aia era stâlpul. Atâta risipă de silabe ca la aia, n-am vrut să mor eu. Efectiv, nu tăcea. Și la Daniel Frunză, o să mai dureze un pic, încă aștept traducerea în cască. La Focușoare. La Focușoare și la... da. În rest... prea agreabil. Un pic mai jos de agreabil a fost duelul ăsta. Ceea ce nu-i rău. Perfect. Adevărat. Puteți să lăsați microfoanele. Abia aștept să văd cine trece în semifinală. Încep cu Adi Nicolae. Eu mă simt prost că începe să se instaleze senzația că numai mie mi-a plăcut gluma cu bonusul pentru un cal. Pentru că mie mi s-a părut. Vă spun de ce mi s-a părut o glumă bună. Nu ești la prima cumpărare. Eu am văzut-o. Deci eu am văzut-o. Sunt doi oameni care discută lângă un cal. Da? Și parcă au trecut dintr-o relație distantă, tranzacțională, într-o relație prietenească, deci cumva s-a făcut asta. Și de nicăieri omul cu calul zice, dar stai! I-a zis, eu oricum nu mai am nevoie de cal. Și îl scutură pe Raul Vodă dintr-un sac. Nu vă uitați asta! Știi? De asta mi-a plăcut mie gluma asta. Și de asta eu merg cu Daniel Frunz. Ok. Perfect, un vot Daniel Frunză. O să mă duc la Drăcea. De la Frâncu. Nu, tu Drăcea. Ne. Da, pentru asta cu bonusul, dar așa overall tot, la 25 distanță, tot cu Daniel Frunză o să merg. Dar nici tu nu încerci. Ai zis că ți-a plăcut aia cu Garcia, zic facem un 1, să vezi mi-a plăcut, pe final de episod. Mi-a plăcut. Cine a mai dat like acum? El e un om al cifrelor. Mă știi, zi-mă în calculat. Acum chiar aș vrea să verific, nu te super. Îi dăm 2-0? Și de fapt să fii câștigat. Păi dar Raul Vodă are 4-0, prostule, ce se număr?
Da, mă, dar aia cu Garcia a fost super ok. 1, Garcia. Unu. Maxim. I-a dat scor maxim, da. Maxim. A, dar așa numerotezi 1-0? De la Adi am copiat. Păi stai, e greu asta? Că dacă ăsta e 1-0? Nu. Asta dacă ăsta e 0-5? Da. Ah, ok. Atunci e 1-75, da. Rămâne, mă? Mereu întrebe asta. Ăsta e 0-5. Da, mă, merge. Vrei mărire? Nu, e corect. Mai vreo glumă? E 2 la 1.75. Rămâne? Vezi? Sau o contestație? Rămâne, rămâne, rămâne. Da? Perfect. Da. 2-0, Frâncu. 2-0. Nu, am doar să zic ceva lui Daniel Frunză. Data viitoare, că o să mai dai, se pare, să fii un pic mai rău. Ai fost foarte moale așa și când ești moale și ești accentul ăsta moldovenesc, nu pare că vrei să muiești pe cineva. Zi-mă, tu ești Carlos Dreams? Mi-a plăcut aia cu... mi-a plăcut aia cu lumânările, oricum foarte mult și da, abia aștept să văd ce o să înțeleg din ce zici data viitoare. No, chestia este că noi... Dar cu el votez, stai că n-am zis clar. A zis, a zis. Cu Daniel Frunză votez. 3-0 Daniel Frunză. Noi românii avem un umor un pic mai... Tu l-ai văzut vreodată pe Popinciuc? Umorul moldav e un pic mai molcum și noi căutăm... chestia asta. Bă, dacă ai zis noi românii, nu-i cel mai bun exemplu, Popinciuc, doar zic. Perfect, rămâne 3-0. Ce să mai... Da, 3-0. Daniel Frunză, ne vedem în semifinală. Îți mulțumim foarte mult. Raul, la fel, îți mulțumim foarte mult. Ne vedem la anul. Cine știe când mai facem? Ăsta e Carlos Dreams. Ăsta a fost primul episod, oameni buni. Vă rog să aplaudați pe toți oamenii care au fost aici. Avem primii 4 finaliști. Oh my god, aplauze pentru juriul care mi-a fost alături. Pentru cei care au pierdut, nu uitați să-i votați în secțiunea de community. Ultimul slăban, unul dintre ei va primi 500 de euro. Vă mulțumim foarte mult că ați fost aici. Ne vedem etapa viitoare. Mulțumim foarte mult, Vlad Cazino. Mulțumesc tuturor. Pom, 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 pom. Pa. A debunit. A debunit în casă. Sărac. Sunt terenele cu instalat. Băia, nu școală, dar a venit de boală.